Televiziuni de propagandă și manipulare. Vă interesează diversiunile electorale, nu problemele reale ale oamenilor. Iată protest adevărat alături. Filmați măcar 5 secunde. Diversiuni electorale. Halal mass media. Dar de ce dumneavoastră spuneți electorale? Dumneavoastră măcar ne-ați ascultat? V-ați apropiat, ne-ați ascultat? Ăsta e președintele vostru, Dodon e președintele vostru. Ați făcut campanie pentru el, acum vă prefaceți când vă desolidarizați. Auzi probleme reale, vine publica și filmează găinațele voastre electorale. În 2012 noi nu vorbim de plată. Voi l-ați votat pe Dodon, voi l-ați susținut pe Dodon, e președintele vostru. PD-ul a făcut campanie pentru Dodon. PD-ul a făcut campanie pentru Dodon. PD-ul a făcut campanie pentru Dodon. Sunteți niște diversioniști. Dumneavoastră vorbiți fără argumente și nu ne ascultați. Rușine Moldova 1, Halal Mass Media. Încă rubrica e în buzunarul Plahotniuc, dar Moldova 1 e televiziune publică. Diversioniștilor! Halal televiziuni! Vă interesează fâsurile electorale, nu vă interesează probleme reale! Oameni cu probleme de injustiție, bătaie de joc, de stat, nu vă interesează! Filmați diversiuni electorale! Rușinii mesageri și Moldova 1, ați ajuns în rând cu publica. Halal televiziune publică din banii noștri întreținută pentru propagandă electorală. Nu vă interesează problemele reale, numai diversiuni electorale. Ia uitați-vă protest real alături, oameni veniți cu probleme. Rubrica e televiziune de partid, dar Moldova 1 e plătită din banii noștri. Halal televiziune publică, ați ajuns în slujba oligarhului. Da, da, ea era la protest la Mai, eu a aflat problema, nu a filmat nimic. Avea altceva de relatat de acolo, de la Mai. Da, da. Mesager, Moldova 1. Și e plătită din banii noștri, din impozitele dumneavoastră. Propagandiștilor, demisia!